Directorul Colegiului Gheorghe Șincai Baia Mare, Cristian Hoiberger, și adjunctul instituției, Rodica Elza Mureșan, au invitat astăzi presa la o întâlnire în cadrul căreia au dorit să aducă lămuriri cu privire la situația în care se află. Ieri Teleplus Maramureș a prezentat în cadrul buletinului informativ un material în care se menționa că au fost trimiși în judecată pentru fals în documente și totul a pornit de la concursul pentru posturile de director de anul trecut. Competiția avea 3 probe, scrisă, interviu și evaluare CV, iar Cristian Hoiberger a candidat alături de Alina Pintescu, cea care a sesizat mai multor instituții diferite probleme legate de concurs și care a pus la dispoziția studioului nostru mai multe informații despre acest concurs pentru postul de conducere. Cristian Hoiberger a declarat astăzi că șicanarea Alinei Pintescu a început în timpul concursului, imediat după ce s-au aflat rezultatele probei scrise. Probabil spre surprinderea dânsei, eu am obținut 95 de puncte și dânsa 80. La proba de interviu, aceasta a fost ultima dintre probe, a trebuit să prezentăm un plan de dezvoltare a instituției noastre și să răspundem la câteva întrebări legate de legislația din învățământ și din nou aici am obținut punctaj mai mare decât doamna profesoară. La proba de CV, care a însemnat, practic, punctarea unui dosar cu documente, doamna Pintescu a obținut punctaj ceva mai mare decât mine, pentru că dânsa a avut diplomă de master. La proba de CV au fost incluse mai multe documente care atestau activitatea directorului în funcție și care nu ar fi fost în ordine. La proba de CV, eu am inclus adeverințele la care face referire doamna Pintescu și care, într-adevăr, din motive ce țin, considerăm noi de înțelegerea oarecum superficială a sistemului de învățământ, au condus la trimiterea noastră în judecată, la mine pentru 9 capete de acuzare, toate legate de adeverințele respective. O adeverință se referă la faptul că a coordonat diriginții din colegiu, o alta că a coordonat Comisia de Formare Continuă a dascălilor din Unitatea de Învățământ, o alta că a coordonat proiectele care s-au derulat în școală, iar o alta că s-a ocupat de sistemul de manageriat intern. Aceste documente au fost semnate de directorul adjunct Rodica Elza Mureșan. Pentru acestea, cei doi dascăli au fost trimiși în judecată, iar dosarul se află acum la Camera Preliminară, urmând să fie prezentat magistraților în 19 septembrie. Cei doi directori au fost cercetați de DNA și pentru faptul că la proba scrisă, Hoiberger ar fi primit lucrarea gata completată. Cercetările s-au încheiat însă fără începerea urmăririi penale.